să le dau un luciu și apoi le punem în cofrage. Păi, noaptea de înviere, maicile împart credincioșilor. De când eram mic, am datorită părinților, că ei mă aduceau aici la slujbe și așa, și m-am început să vin mai des. Da. Și să ajut, vin și la slujbe și îmi place să stau aici. Iau ulei și pun pe ouă cu o cârpă ca să le dau luciu. Punem ceapa la fiert mai devreme. Înainte de asta adunăm cojile de la ceapă. O anumită cantitate nu avem un gramaj sigur. Pe aceea punem în oală, se fierbe ceapa înainte, cam vreo două ore, cam așa, până se face culoarea destul de intensă. Și după aceea se pun ouă, fierbem câte 30 de ouă odată, cam 10 minute sau 5, să nu se spargă. Când ciocnim în cinstea Sfintei Învieri și cât mai sănătos facem. Pentru că cu vopselele se mai ia pe mâini și nu e așa sănătos. Și mai cele până la urmă s-a hotărât să facă cu foi de ceapă. Astăzi, în Vinerea Mare, la Mănăstirea Șagă, în fiecare an, păstrăm tradiția vopsitul ouălor roșii. Semnificația ouălor roșii este de atunci de când a fost răstignit Domnul Iisus Hristos și a fost împuns în coastă, de unde i-a curs sânge și apă. Se spune că Sfântul Ioan, fiind la cruce, a strâns într-un vas sângele curs din coasta Mântuitorului. A doua variantă ar mai fi când Maria Magdalena a înroșit un coș de ouă și a dus în cinstea lui Pilat pentru a-i cere trupul de pe crucea lui Iisus Hristos cel răstignit. Prima fază este degresarea ouălor, adică spalatul ouălor, după care se fierb cojile de ceapă și le înroșim cu această zeamă de la cojile de ceapă. Tot e natural aici. Da, mai înainte am făcut și cu vopsea, dar vopseaua intră în albuș, am văzut, și de câțiva ani facem numai natural. Îndreaptă spre tine, acolo. Așa, 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 alea le pui acolo, unul după altul. În gola altă, așa, mai apropiat. Să mai este unul acolo pentru picior, mai lung. Adă vaza aia cu icoana.